Peste 100 de liceni au participat la un eveniment organizat de Banca Națională a României în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în care au avut ocazia să învețe noțiuni elementare din economie. În acest fel, tinerii au învățat despre istoria banilor, cum au ajuns românii să facă trecerea de la bani la leu sau cum sunt sortați banii. Care au fost adoptați de către români în timpul lui Vlaic Vodă sub denumirea de bani. De atunci a rămas denumirea de bani și poate nu întâmplători, ei aveau o cantitate mică de argint în ei. Aveau 1,25 grame. Și mai târziu, în țările române, au intrat dinspre țările de jos, în speță din Olanda, din Republica Olandeză, talerii leu. Olanda acelor timpuri era una din cele mai mari puteri mondiale. Talerul leu a pătruns nu numai în România, ci și în întreaga zona Balcanilor. De aceea, moneda națională a Bulgariei se numește tot leu și cea a Albaniei la fel. Tinerii au avut oportunitatea să îi întrebe pe reprezentanții băncii naționale tot ceea ce li se părea lor că este interesant. Un subiect de care au fost atrași elevii a fost valoarea banilor. Banii de acolo, deși sunt numărați după un adevărat ritual, în fiecare zi, și dimineața și seara, ei nu au totuși nicio valoare. Au valoarea unei hârtii părinte și nimic mai mult. Dar în momentul în care au ieșit de această lucrări, se produce magie. Banii au valoarea întipărită pe ei. Întâlnirile cu elevii au loc în contextul împlinirii a 135 de ani de la înființarea Băncii Naționale a României, instituție ce și-a asumat încurajarea spiritului antreprenorial, în special în rândul tinerilor.